Este ultima ediție înainte de ediția concept, atunci când stelele vor fi din nou extrem de importante, fetelor. Stele, stele, cred că asta visați zi și noapte, nu? Da. Da. Andreea Tonciu? Wow, stele verzi. Din surprindere. Yeah. A venit frigul? Da. Ai luat flaneluța? Da, ai defilat, da. Fetiță. Frumos a defilat? Da, și pe frumos. Da. Unde mergi, Alexa? Unde merge, Andreea? Mulțumesc. S-o caut pe Splendoarea României, Alexandra. Păi, unde s-o caut? Că uite aici. M-a părăsit. Te-a părăsit? Da. Uite, chiar doream să vorbesc despre asta. Exact cu Alexandra, căreia mi se pare cam dulce apropierea dintre tine și Roxana Nemes în ultima perioadă. E, stai că nu s-a îndulcit mult, văd că e în pericol. Deci nu s-a îndulcit. Nu s-a îndulcit. Dar deci, referindu-ne la edițiile trecute? Așa a fost, am simțit că se naște o idilă. Da. Zic. Mai da, ce simțuri ai. Mă, da, nu a fost numai pentru mine. Pur și simplu a fost o relație greu încercată. De ce să nu recunoști? Adică păi, și dacă ar fi așa, era mie frică. E vreo problemă? Sau? Este o problemă, problemă, draga mea. Eu sunt pentru pace și iubire. Da. Doar că nu venea să cred. S-a văzut că îți place să bagi râca, ești pentru pace și iubire, tu, draga. Unde am băgat râca? Păi cum ai putut tu să spui că eu iau apărarea Roxanei Nemes? Când nu, draga mea, fost mai mult nu mi-am luat apărarea. Acea discuție. Mi-am dat cu părerea. Nu ai voie să-mi iau apărarea. Asta e. Nimeni, se înțelege cum atunci se dorește. Foarte încântată să văd cum o relație care părea imposibil de redresat, pare că se transformă în ceva frumos. Și niciodată nu spune niciodată. Și bine, eu folosesc cuvântul acesta ca și pe cuvântul simpatic, cu niște, adică diabetul. De exemplu, dacă cineva vine la mine și face niște complimente, așa, zic să nu dăm în diabet, știi? Adică ferească-ne Dumnezeu și măiculița, da. Domnului. Dar e vorba de-a mea, acum dacă putem să o digerați. Dar ce vorbe ai tine? Păi ce să fac? Nu sunt o mai inspirată. Dar eu vreau să știu dacă acest val de iubire a venit spontan sau ați mai avut discuții tu cu Roxana? Nu, interesează. Adică Alexandra, vrei să spui că oarecum există un interes la mijloc vis-a-vis de faptul că relația cu Roxana, Andreea, ușor-ușor intră pe un băgaș? Adică Roxana mi se pare că e mult, mult mai împăciuitoare vis-a-vis de Andreea. Și, ce să zic, mi se pare dovadă de înțelepciune. Acum, dacă s-a făcut un pact, nu știu, sau există așa alte interese. N-avem din astea. N-aveți? Bun. Atunci, nu putem decât să salutăm valul de iubire care vine înspre această parte a emisiunii. Asta e nimeni, eu cred că exagerez, Alexandra, că până la urmă, mă scuzați, dar mi-e fan de mai prea mult ca mica. Nu mă mai ataca cu nimic, iar cât timp pe mine nu m-a atat și eu n-am sărit aiurea, niciodată. Dar n-a fost vorba numai de acel context în care a intervenit către Dea. Pe tot parcursul emisiunii am simțit acel val de iubire de care spuneam. Cum chiar a fost dacă valul? Din partea ta au mai fost mici înțepături către ea, deci nu, încă era love. Dar de partea ei și eu sunt o sora ei, nu? Adică tot eu greșesc aici. Stați așa, stați să ne concentrăm. Așa, stai că nu mai eu nu înțeleg unde au fost dulcegările și care e problema și dacă ar fi. Și e greu. Că sunteți. Suntem spre sfârșitul săptămânii. Hai mă, că suntem aici. N-am auzit bine. Da. Da. Nu, dar nimeni n-a luat apărarea nimănui. Să reluăm ideea că trebuie să faci un desen. Și dacă noi am fi poi mâine sau mâine sau astăzi prietene. Cele mai bune prietene. Cele mai bune, hai să zicem, cele mai bune prietene. La urmă, eu dintotdeauna am declarat că trebuie să ai mai multă grijă de ăla care se dă prieten tot decât de dușman cu care poți să devii prieten mâine dacă îl cunoști mai bine,
Ia uite, fetelor, ce... Dar ai zis că până la sfârșit... Eu de la început am spus treaba asta. Și chiar ai spus că până la sfârșitul sezonului, dacă se poate, tu ai vrea să fii cea mai bună prietenă Andrei. Asta nu exagerez, n-ai zis cea mai bună, dar nu se știe niciodată. Nu spune niciodată, niciodată. Ce frumos, aduceți viorii. Da, se pare că această relație are niște profunzimi nebănuite. Eu nu pot decât să aplaud această chestie. Îmi cer scuze că am zis că nu se legau. Adică a fost prea bruscă trecerea asta și am zis, stați așa că dăm în diabet, curgea siropul. Dar deja lucrurile evoluează foarte și frumos. Când e prea multă, fetelor, și prea multă miere, ți se face roșu de la prea multă miere, nu? Păi de asta am zis de diabet. Depinde. Dacă aveți grijă, consumați îndulcitori în mod responsabil. Să nu fie în și vă urez o prietenie frumoasă. Nu-mi place. Dar ori e dulce, ori e nu știu, Roxana, nu e treaba mea. Alexandra, da. Cine e mai împăciuitoare dintre ele două? Sunt ambele, dar pe rând, că nu... Păi normal, pe rând? Pe rând. Când Roxana, când Andrei. Așa e. Păi din ce te-am auzit eu, spuneai că Roxana e. Așa a fost în ediția trecută, dar și Andreea văd că dă semne că vrea să facă evoluție. Auzi, în această Roxana, relație. Ca într-o relație de cerut... iubire, faci cu schimbul, acum eu, mâine tu. Auzi, dar ai cerut iertare Andrei? Da. A? Simți că eu ar trebui să simt sau că mi-a cerut Andreea? Sau nu, dar nu trebuie să-ți ceară, ai simțit să-i ceri iertare? Te-a întrebat cineva ceva? Cum, dar nu sunt și eu aici? Dar te-a această întrebat familie pe mine cineva ceva? Acum, te întreb, în momentul de față? Dar te întreb, că sunt martură la această discuție. Te-am întrebat, răspunde. Nu simt să-i cer iertare și n-am de ce să-i cer. Nu i-ai greșit cu nimic? Absolut cu nimic. Nici când ai venit cu tricoul acela, nici din când... Din contră? Păi cum, și acum îl am, dacă vrea... Cristina, cred că aici ar trebui să rezolve chiar singure, că și Andreea a făcut tot felul de aluzii asupra vieții personale, deci e bine să se înțeleagă reciproc. Ia, care, ești tu curioasă, așa, te-ai trezit acum că... Nu m-am trezit. Te-ai gândit tu mai bine, ai ajuns la concluzia. Sunt de mult, nu m-am trezit acum. Înțeles. Dar eram martoră la o discuție. Dar crezi că Andreea n-are mamă, n-are... Serios. Dar nu e vorba de Andrei, te întrebam pe tine. Erai tu curioasă. Relevanță are dacă am mamă sau nu, că n-am înțeles nimic. Să te apere, că mi se pare că a sărit așa, i-ai cerut iertare. Nu apăr absolut deloc și nu mă interesează să fac lucrul ăsta. Absolut deloc. Te-am dar pe tu tine. Simți, Andreea, că ar trebui să-ți ceară Roxana iertare? No. Nu. Nu? Nu. Nu ți-a greșit cu nimic? E, mi-a greșit, dar nu trebuie să vii la mine să-ți ceri iertare, că nu mi-a făcut ceva atât de rău încât trebuie să vină să-mi ceară iertare. Stați un pic, adică vorbe au fost din partea amândurora, adică amândouă ne-am acuzat, când probabil ne-am simțit acuzate, amândouă. Nu mi se pare că doar eu am greșit sau cineva a greșit. Până la urmă stăm într-o competiție, eu suntem multe femei, vreau e normal să fie așa. Nu, aveam o propunere interesantă, pentru că tot am văzut că se practică în acest platou, le propun să se pupe pe buze, ca să fie împăcarea împăcare. Ce părere ai despre ținuta, Alexandra? O părere foarte bună. Este o zonă foarte rafinată, foarte minimalistă, în care Andreea se îndreaptă. Îmi plac piesele, îmi place look-ul, dar având în vedere că se termină competiția, cred că trebuie să vii din nou flamboiantă și surprinzătoare și wow. Dar pentru mine e destul de wow și că o văd așa pe Andreea. Mulțumesc! O zonă mulțumesc foarte clean și frumoasă. Hai să vedem ce spun jurații despre această ținută, Andrei, atunci în fața lor. Dragă, e un ceva ce-mi scapă între voi, dar o să identific eu ce-mi scapă și voi ieși cu acel ceva ce-mi scapă la mantinel. Vulpi, bătrâne, pisico! E. Îți vine foarte bine Tonciu ținuta, dar avem o singură problemă. E un fel de ABC al ținutelor, adică e foarte simplă. Uite la golăncile astea în spatele tău, ele părând. Îmi place simplitatea. Ai lasă. A început. Ai lasă-mă, Coca. Deci flamboiul ți se pare ca să te citezi pase. Da. Îți place simplitatea. Da. Mai fetiță. Doar sunt o mamă și o doamnă veritabilă. Asta da. Asta da. Dar cu toate astea, uite, jeansul îți vine foarte bine, nu mă așteptam să alegi modelul ăsta, genul ăsta e jeans, un mom jeans care îți vine surprinzător foarte bine, îmi plac ochelarii, ai auriu, adică totul e foarte bine gândit, dar este un pic cam prea simplu, măcar aș fi mers pe o supraaccesorizare.
pentru perioada aceasta a competiției îmi venea așa în primele 3-5 zile, 8 săptămâni, aș fi zis, o fetiță, ești divinisimă. Acuș, parcă am niște pretenții un pic mai mărețe de la... Să știți că a trebuit mult să vă înțeleg, domnul Munteanu. Păi și... cum, pe mine să mă înțelegi? Da. Atât v-a luat? Acest stil simplu a... mi-a luat ceva să-l înțeleg. Da, Tonciu, dar și stilul ăsta simplu se glăjbește și el din etape și etape. Putem face, ți-am mai spus eu, stil simplu și doar corochie. Vă dau o recipisă. Că doar nu e stilul compus din câte piese, ca să revenim exact la o replică celebră. Tonciule, dacă tu te-ai îmbrăcat singură, dacă ți-ai făcut singură ținuta, eu sunt mândră de tine. Pentru că la începutul acestei competiții nu era genul tău de da ținută. Nu era genul pe care ai fi propus-o tu. Tu te îmbraci foarte bine, te îmbraci corect în zona aceea de flamboi, care ne place amândurora. Pentru această etapă a competiției însă este prea puțin elaborat. Trebuie elaborat. Revin, nu trebuie și șosete și lanțuri și cercei și funde în cap, toate cele. Dar trebuie un pic mai lucrat la accesorizare, la... În rest este o ținută corectă pentru care te felicit. Mulțumesc. Prea puțin pentru, pentru momentul acesta, dar felicitări, Tonciu. Da, așa este. Foarte simplu, dar foarte corect făcută. Și dacă ieri, exemplu, am apreciat-o pe Dea Codra cu un stil la fel de simplu și la fel de bine compus, n-aș putea să nu te apreciez pe tine astăzi. Deci e frumos. Nu așteptam să te îmbraci în halul ăsta. Adică halul ăsta de îmbrăcată. De lână. De lână. Nu, nu e stilul tău ăsta, cum am spus și altor concurente. Da. Dar mă bucur că ai abordat acest stil într-un final. E adevărat că nu vreau să te mai văd așa. Adică, okay, să revii, fetelor. Ideea, eu mă bucur că voi abordați stiluri, trenduri și așa mai departe, dar vreau să vă văd pe voi, să vă văd tușa voastră, taciul vostru, să văd personalitatea voastră. Iar la tine tu știi ce așteptări am. Ok. Bine, la toate aș avea același așteptări. Bine, nu de ea Codră. Uite, și-a revenit de ea. Ia uite-o. Glumesc. Bravo, ai stil pentru mine. Mulțumesc. Astăzi insuficient, Andreea. Nu mi se pare corect. Nu ți se pare corect? De nu ce? Păi nu, uite, păi, dar întoarce-te și vorbește cu noi. Nu, de ce nu mi se pare corect? Săptămâna trecută Dea a venit cu o rochie din acel magazin și cu un plover și a fost cea mai tare, frate. Nu mi se pare corect. Vorbind despre accesorizare. Da, dar nu mi se pare corect. Ce accesorizare avea? O pereche de cercei? O pereche de cercei și o geantă? Bine. Nu mi se pare corectă situația. Andreea, chiar nu mi se pare corectă. Andreea, dacă ținuta asta merită o stea, dacă ținuta asta merită o stea, adică cum este o ținută corectă și merită o stea? Deja suntem la un nivel al competiției în care da, și săptămâna trecută eram la același nivel. Nu mai vorbim auzi, de corect. Auzi, de la începutul acestei competiții, care au fost zilele în care tu nu ai primit stea? Păi cred că le poți să le numeri pe degete, fetița. Da, dar am ținute... Cred că din 4700 de emisiuni și 4700 de stele, tu ai primit 4699. Și crezi că le merită? Da, pentru că am meritat, am muncit pentru acele. Dacă vrei să spun eu acum referitor la ținuta purtată de Dea Codrea, n-are nicio legătură cu ce porți tu. Normal că nu are, pentru că a mea este mult și mai bună. Și v-am explicat de 7000 de ori pe care am purtat-o. V-am explicat de 7000 de ori și nu înțelegeți diferența între a purta o rochie și o pereche de sandale. V-am spus de 7000 de ori. Poți apărea într-o rochie și o pereche de sandale să fii divină, să întorci mapamondu sau să nu fii nimic. Tot într-o rochie și sandale. Dar poți să studiezi astăzi. E drăgia dracului. Astăzi cu ochii tăi liber. Nu mai vreau să studiez nimic. Nu mai vreau să studiez nimic. Nu poți să studiezi diferențele între ținuta ta nu mi se și pare ținuta corect pe care o poartă Teoros. Pentru că sunt niște ținute oarecum asemănătoare. Deci nu mi se ce pare corect. Ce nu se pare corect? Până acum ai avut aproape cele mai multe stele din această competiție. Faptul că uneori nu primești stele, dintr-o dată ridici vocea la noi. Ne cerți. Nu vă cert, că nu-mi permit să vă cert. Păi nu, dar cu o vestuță. Dar aceasta este o ținută, Andreea, foarte corectă. Cu o vestuță cu de lână. Cu cine am vorbit la telefon de mi-a făcut-o, este foarte corectă. Atunci, cu atât mai bine mi-ai dat și peste bot, pentru că te lăudase că ai făcut singură ținuta. Nu, am retrag spus, vorbele am spus atunci. Că, nu, am spus că mă ajută nașa mea și vorbesc cu Rebecca, cu o fata vestuță nașii. Stau cu ea pe bine telefon și face ținutele. O vestă de lână, niște pantaloni bej.
și o cizmă bej deschis nu poate să constituie un maxim al stilului pentru care se ia stilul. Ok, și o rochie care este pusă în magazin. O lună înainte de marea finală? Cu o lună înainte de marea finală, cu o vestuță. O rochie care este pusă în magazin, pe, în vitrină și cu un flaneu. În magazin, pe vitrină, nu are flaneu. Este mama stilului. Dacă te uiți la accesorizare, dar eu asta ce accesorizare? Că avea decât o pereche de cercei. Ochelari, geantă. O luăm de la capăt cu faptul că, deși toate ați ajuns până la acest nivel, mi-e frică de momentul în care se va termina această competiție, că ce crezi, surpriză? Mai eu sper doar că nu faceți asta nimic. Și când mergeți la cardiolog. Că o să ajungeți să le scrieți la aia rețetele feiță în ritmul ăsta. Să intrați în cabinetul medicului să le faceți rețetele, că sunteți acum experte și în chimioterapii, te pomenești. Și în politica externă. Păi Andreea Tonciu m-a enervat cu adevărat. Pentru că Andreea Tonciu este una dintre concurentele care au ținut podiumul aproape fără greșeală în aproape fiecare săptămână a concursului Bravo Stil. Să nu-și închipuie nici ea, așa cum niciuna dintre celelalte, că este cumva Dumnezeul modei. Și sunt foarte multe ținute pe care le-a purtat ea, pe care le-a trecut cu vederea și a mai închis ochii pe aici pe acolo. Nu neapărat la greșeli, să ne înțelegem. Andreea Tonciu nu face greșeli vestimentare. Andreea Tonciu să face ținutele extrem de simplist. Dar la, de la nivelul acesta, la sus al competiției, vrem să vedem ținute elaborate. Ce te-a deranjat cel mai tare? De unde te-ai aprins? Faptul că are impresia că la orice ținută pe care o poartă și orice tricou își pune pe aia, trebuie să cădem în cur și să zicem că bravo ai stil. Nu, pe mine m-a deranjat asta, mi-a deranjat că până și Andreea Tonciu, care noi haioasă e așa, a început să zice tonul la juriu.